cu ajutorul lui Dumnezeu voi desfi judecata lui Dumnezeu. Domnul se înfățișează la judecată. Stă în picioare să judece popoarele. În ziua aceea, omul va trebui să-și plece în jos privirea lui semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, căci este o zi a Domnului luștirilor, împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie smerit, împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului, împotriva tuturor munților înalți și dealurilor falnice, împotriva tuturor turnurilor înalte și cetăților întărite, împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor peri. Oamenii se vor ascunde în peșteri și în crăpăturile pământului de frica Domnului oștirilor și de strălucirea măreției lui, când se va scula să îngrozească pământul. Am dat poruncă Sfintei mele oștiri, zice Domnul. Am chemat pe vitejii mei la judecata mâniei mele, pe cei ce se bucură de mărimea mea. Un vuiet se aude pe munți ca vuietul de popor mult. Se aude o zarbă de împărății, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oastea care va da lupta. Ei vin dintr-o țară îndepărtată, de la marginile cerurilor. Domnul și uneltele mâniei lui vor menici tot pământul. Gemeți că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește de groază. Ei sunt năpădiți de spaimă, îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii. Se uită unii la alții, încremeniți, fețele lor sunt roșii ca focul. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul într-un pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai strălucii, soarele se va ascunde la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi
moare speriată, fiecare va fugi la țara lui și la poporul lui. Toți cei ce vor fi prinși vor fi străpuși și cei ce vor fi apucați vor fi uciși pe sabie. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul oștenilor. Oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de potignire și pe cei răi împreună cu ele, pe cei ce s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută pe Domnul și nici nu întreabă de El. Ziua care vine va fi o zi de necaz, o zi de groază, o zi de pustire și nimicire, o zi de nori și de întunecime, o zi de întuneric și de nedrept, o zi în care se va auzi trâmbița și strigătele de război împotriva turnurilor înalte și zidurilor întărite. Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare, zice Domnul, pentru că am păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici aurul, nici argintul lor nu va putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului. Căutați pe Domnul voi, cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia și poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Când a sunat îngerul din trâmbița a șasea, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut roșie ca stângele și stelele au căzut din cer, cum cad smochinele verzi dintr-un pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fac sul și toate ostrovele și toți munții s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie de mânia mielului, căci a venit ziua mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Ziua care vine va arde ca un cu